Adorarea Domnului, preobiților, ne revedem și în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu. Deci am trecut cu bine până aici, prin sărbătorile acestea, bucuroși la închinările din casa Domnului, bucuroși în casele noastre cu prieteni, cu frați, cu colindători. După ce am auzit cuvântul Domnului și ne-am bucurat și mai ales după ce ne-am unit în lauda pe care am adus-o Domnului, venit să continuăm și în seara aceasta pe aceleași coordonate, pentru că noi așa întotdeauna aici nu merită să fie înălțat niciun alt nume decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu niciodată prea mult să vorbim despre nașterea Lui, ca și despre jertfa Lui, despre învierea Lui, despre mântuirea cu Sântar, nu niciodată prea mult să-i lăudăm numele, să mai avem un altar de rugăciune, să mai spunem o cântare, tot ceea ce facem și spunem să fie așezat sub pecetea aceasta, Dumnezeu să fie slăvit. Mă rog la Duhul Sfânt și în seara aceasta să fie încercetarea adunării, ca să ne fie cu folos și întâlnirea din seara aceasta. Își vrea să pun un cuvânt din Scripturi ca motivație pentru rugăciunea pe care o face toți după ce citesc cuvântul. El are de a face cu sărbătorile acestea, este un cuvânt izvorât din evenimentele acestea, care sigur că da, este doar orientativ pentru frații care vor aduce în seara asta un cuvânt din Scripturi. Avem în pagina 985, Evanghelia după Luca, capitolul 1, citim din nou despre lucrurile acestea. În luna a șasea, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei.” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură: ce putea să însemne urarea aceasta? Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit.” Maria a zis Îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Amin.” Și pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, veniți să-i aducem laude. Preaviților, să ne unim toți în rugăciunea prin care să-i proslăvim numele, să-l glorificăm pe Dumnezeu pentru lucrarea lui măreață, care are de-a face cu fiecare dintre noi, să-i dăm slavă pentru că ne-a oferit un Mântuitor și să ne aducem aminte cu plăcere de toate aceste adevăruri și în seara aceasta. Dumnezeu Sfântul să ne întâmpine în nevoile care le avem, în așteptările care le avem, față de poverile care le purtăm și prin tot ce se va întâmpla aici, Domnul Sfântul să ne liniștească și să ne mângâie sufletul. Amin. Ne rugăm Domnului împreună. Yeah.
Ne bucurăm să fim împreună cu voi. Am început în Marghita, suntem acum la voi și o să mai mergem și în altă parte în noaptea aceasta. Spre dimineață sper să ajungă cei care trebuie la lucru. Aș vrea să ne aplicăm puțin asupra cuvântului Scripturii și sigur că nu am pretenția să aduc ceva nou. Poate surorile au reușit să aducă ceva nou în bucătărie și cred că s-au străduit să pună gust excepțional și au reușit să ne surprindă cu bunurile care le-au pregătit pentru noi, însă Sfânta Scriptură aduce de 2000 de ani aceeași învățătură despre nașterea Mântuitorului nostru. Dar totuși m-am aplicat asupra Cuvântului Sfântei Scripturi și am reușit să găsesc ceva care să îmi dea, să îmi reaprindă bucuria pentru sărbătorile acestea, că la un moment dat le priveam poate doar ca o povară. Casa trebuie să întoarcem, mesele să le pregătim, oboseala excesiv acumulată și, de fapt, ar trebui să fie bucurie, nu? Magii când au venit la Domnul Iisus Hristos și au intrat în casă, ne spune Sfânta Scriptură că au adus daruri, le-au pus înaintea pruncului și după aceea s-au întors în țara lor pe un alt drum, dar erau plini de bucurie, pentru că experiența întâlnirii cu pruncul născut în troiesc cu Domnul Iisus Hristos aduce bucurie în viețile noastre. Cum să privim nașterea lui Iisus Hristos? Sau cum am privit eu nașterea lui Iisus Hristos de sărbătorile acestea? În primul rând, și lucrul acesta, chiar dacă nu este un lucru nou, mi-a adus foarte multă bucurie în inima mea. Pentru că m-am conștientizat. Oamenii se uită la sărbătoarea aceasta și, știu eu, societatea în care trăim și-au format un tipar. Vine moșul, aduce darul la copii și au format anumite personaje care să, știu eu, dea o speranță societății și să aducă bucurie personajul acesta. Noi nu trebuie să-l creăm. Pentru că Sfânta Scriptură ne vorbește cum să privim sărbătoarea aceasta și nașterea lui Iisus Hristos, să o privim ca o realitate istorică. Iisus a venit, este un fapt pe care Sfânta Scriptură ne-l descrie foarte frumos și așa spune Evanghelistul Matei în primul capitol, în versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Cred că toți cât suntem aici credem că Sfânta Scriptură este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu fără tăgadă. Este cuvântul Sfintei Scripturii. Și când am citit pasajul acesta și m-am uitat la versetul 18, am înțeles. Este o realitate pe care ne-o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat. Nu trebuie să venim cu presupuneri, ci trebuie să credem efectiv. Sfânta Scriptură are dreptate. Și așa spune Apostolul Pavel despre cuvântul lui Dumnezeu, că este cuvântul lui insuflat. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru noi. Este inspirată de Duhul Sfânt, dragi frați și surori. M-am uitat un pic la evenimentele acestea, m-am uitat la cuvântul lui Dumnezeu și am văzut despre cuvântul Sfintei Scripturi că sunt aduse foarte multe dovezi care ne arată că este adevărat. Și atunci și pasajul acesta, și nașterea Domnului, să o privim ca o realitate istorică. S-a întâmplat undeva, acum 2000 și de ani, pentru ca noi să avem parte de o veste bună. Iisus Hristos a venit ca să ne aducă această veste bună. Nu este o poveste. Poate obișnuiesc părinții să o spună mai nou la gura șemineului copiilor. Dar este o realitate. Iisus este un personaj istoric. A trăit pe pământul acesta, s-a născut și a umblat pe pământul acesta lăsând un exemplu ca să avem bucurie, dar nu doar de sărbători, ci să avem bucurie în fiecare zi, având nădejdea reîntâlnirii cu Cel care a venit să ne mântuiască. Săptămâna trecută, împreună cu Gabi și cu tata, am mers la o școală și am dus niște cadouri copiilor. Școala generală unde am făcut și eu clasele 1-8 și majoritatea din familia noastră și am strâns acolo copilași de clasele 1-4 și la un moment dat au fost întrebați despre evenimentul acesta. Sigur că au fost și niște răspunsuri mai ciudate, dar mi-a plăcut să văd că teoretic cel puțin societatea aceasta știe ce se sărbătorește. Și s-a pus întrebarea aceasta, ce sărbătorim? Sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos. Dar de ce a venit Iisus în lume? Și o fetiță a spus, a venit ca să ne mântuiască. Nu știu cât înțelegem, sau cât înțelege societatea expresia aceasta, dar noi care ne-am întâlnit cu Iisus o înțelegem. Iisus, personajul istoric, a venit în lume ca să ne aducă bucurie.
Și nu doar să trăim o viață de desfătare, ci ca să ne aducă nădejdea unei vieți mai bune în eternitate, în împărăția Lui, slăvit să fie numele Lui. Să privim nașterea Lui Iisus Hristos ca o realitate istorică. M-am uitat un pic și am văzut despre Scriptură. Sunt mulți filozofi păgâni care totuși au vorbit despre Iisus ca un personaj istoric. Apoi dacă mergeți și o să citiți, o să vedeți că sunt mărturiile marilor scriitori și istorici antici, printre care se numără și Iosef Flavius sau Cornelius Tacitus, care ne vorbesc într-un mod clar despre Domnul Iisus Hristos ca un personaj istoric. Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta. Nu a trebuit să vină cineva și să fabrice un personaj ca să se vândă mai bine și mai mult de Crăciun. Ci Iisus a venit, s-a născut în Betleem, s-a născut și unii s-au întâlnit cu El atunci, dar și noi am avut un moment al întâlnirii cu Iisus Hristos. Iisus acesta a venit ca să ne aducă bucurie și să ne aducă speranță. Aș vrea să credem în lucrul acesta, dragi frați și surori, și să ne bucurăm din toată inima noastră. Mai apoi, cum să privim nașterea Domnului Iisus Hristos? Aș vrea să o privim ca o expunere excepțională a supranaturalului. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut revelații, câtora dintre dumneavoastră Dumnezeu v-a vorbit într-un mod personal, nu printr-un profet, ci într-un mod personal. Să fie auzit, să fie o voce audibilă, sau să fie avut un vis, o apariție a unui înger. Ei, la nașterea Domnului Iisus Hristos a fost o expunere excepțională a supranaturalului, prin lucrarea Duhului Sfânt asupra Mariei. În versetul 18 din Matei spune așa, în continuare, cuvântul lui Dumnezeu. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Știu, cunoașteți textele acestea. Și poate le parcurgem rapid, fără să ne oprim. Dar să vedeți, experiența aceasta a fost o experiență excepțională în viața acestei tinere. Duhul Sfânt a venit, a umbrit-o, ne spune Sfânta Scriptură, și în Luca putem să vedem, în Luca 1:35, reia discuția Îngerul cu Maria și spune că puterea Celui prea înalt te va umbri. Dar putem să privim nașterea lui Iisus ca o expunere excepțională a supranaturalului. Duhul Sfânt a lucrat. Duhul Sfânt a lucrat în momentul acela. Mai apoi, putem să privim ca o expunere excepțională a supranaturalului prin revelațiile angelice. Iosif a avut parte. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit la frământarea bărbatului acestea. A avut o frământare extraordinară. S-a trezit, pus în fața unui fapt împlinit, logodnic al lui, era însărcinată. Și pentru că era un om neprihănit, așa ne descrie Sfânta Scriptură, s-a gândit să nu o facă de rușine, ci să o lasă pe ascuns. Și în momentul acela, când avea frământarea puternică, un înger, în vis, i s-a arătat. Spuneam Mariei, în Luca 1, un înger a venit și a stat de vorbă cu ea și i-a spus lucrarea mărață care se va întâmpla. Păstorii, când s-au dus la iesle să-L vadă pe Iisus, s-au dus datorită apariției angelice. Îngerii au venit, au cântat, au lăudat pe Dumnezeu și în urma întâlnirii cu Îngerul, oamenii aceștia, bărbații aceștia, s-au dus și au găsit așa cum i s-a spus. Și magii au avut parte de o apariție. Și apariția aceasta i-a făcut să se întoarcă, spuneam, în țara lor, pe un alt drum. Un alt drum. Ei aveau o căutare, căutau ceva, au văzut o stea și au știut din studiile pe care le aveau și din pregătirea lor că s-a întâmplat ceva, că un împărat s-a născut. Aveau o căutare și Dumnezeu le-a răspuns acestei căutări și le-a răspuns și prin revelație. De asemenea, putem să privim nașterea lui Iisus Hristos ca o împlinire a promisiunii profetice. Versetele 22 și 23 din Matei 1 spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Însă lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce zice Domnul prin prorocul. Astfel, să privim nașterea lui Iisus Hristos ca împlinire a promisiunii profetice vechi testamentare. Lucrul acesta ne dă și nouă nădejde în zilele noastre. Dacă Dumnezeu
mi-a promis ceva. El împlinește întotdeauna. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să conștientizăm adevărul acesta și dacă este ceva ce trebuie să ne aducă bucurie, și colinicul trebuie să ne aducă bucurie, dar este faptul că Dumnezeu nu se schimbă. El când promite un lucru, împlinește. Slăvit să fie numele Lui. Și sărbătoarea să ne facă mai mult, să ne apropiem de ceea ce Dumnezeu a menit noi să fim pe pământul acesta. Și anume, să fim reprezentanții Domnului care s-a născut într-o iesel. El nu mai este un copil, cum am cântat. Cântăm foarte frumos, ne place să cântăm despre lucrurile acestea. Iisus s-a născut într-o iesle, dar El nu a rămas într-o iesle, ci a devenit un fiu care ne-a răscumpărat din starea în care eram, din starea de păcat, învrednicindu-ne să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Divinitatea s-a coborât pe pământ, s-a întrupat ca să ne facă acces liber în împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin!
din perspectiva mea, sărbătorile acestea sunt cele mai faine sărbători din tot parcursul anului. Pentru că nașterea lui Hristos are o semnătate profundă pentru creștinătate. Și dacă înțelegem asta, n-avem cum să nu fim motivați să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Îi mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru noi. Este dovada dragostei pe care El și-a arătat-o față de noi. Și dacă astăzi suntem aici, și aceasta este dovada dragostei pe care El și-a arătat-o față de noi. Dar vreau să cred că este și dovada dragostei pe care ne arătăm noi față de El. Câteva gânduri despre această sărbătoare, despre sărbătorit, despre noi. Să mergem cu câteva învățături și de ce nu mai motivați de astăzi înainte să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Sunt sigur că ați auzit expresia asta sau ideea asta probabil aici în zilele precedente sau poate o veți mai auzi în zilele care urmează. Hristos este în centrul acestui sărbători. Nu există nimic altceva în centru. Deși oamenii își pun tot felul de lucruri, numai Hristos, numai pe Hristos. Și vreau să vă spun o ilustrație destul de sugestivă pentru acest lucru. Am văzut un videoclip făcut special, ca să ne vorbească în sensul ăsta. Era un bărbat și o femeie, bărbatul îi oferea un cadou femeii, o geantă. Geanta foarte frumoasă. Și femeia foarte bucuroasă cu geanta respectivă îi mulțumește, mi-a spus de mult pentru cadou respectiv și în timpul dialogului pe care îl aveau ei, apare la un moment dat la ușă un om și după el vreo 2-3 ori. Și omul respectiv spune, a venit și noi să vedem cadoul respectiv, a venit și noi să vedem ce ai primit. Și merge ceva respectiv, se apropie de geanta respectivă, nu se poate. Extraordinar. N-a fost așa ceva în viața mea. Și în timp ce se minuna el de cadou pe care l-a primit femeia respectivă, au apărut niște oameni, magii. Am venit și noi să vedem ce ai primit. Vrem și noi să vedem, vrem și noi să atingem ceea ce ai primit. Și merg oamenii aia și se uită și se minunează de cât de frumoasă e geanta respectivă. Și bărbatul care i-a oferit cadou femeii se uita așa la toată scena asta, și la final spune, e numai o geantă. Și se uită tot spre asta, ce-i cu tine omule? Adică ești cumva anormal. Nu vi se pare că ceva asemănător se întâmplă și în zilele noastre? În loc de pruncul Hristos, care să fie în centrul acestei sărbători, sunt atâtea lucruri. Cadourile, mâncarea, s-au pregătit surorile atât de mult și poate prea mult. Și oboseala asta se simte uneori și în biserică. Degeaba ne pregătim atât de mult, degeaba facem atâtea pregătiri, dacă în centrul acestui sărbători nu-l avem pe Hristos. Și cred că cel mai bine la sărbători se vede ceea ce avem în centrul existenței noastre. Dacă în centrul existenței noastre probabil avem bani sau alte lucruri pe felul ăsta, în aceste sărbători căutăm să se facă lucrul ăsta. Dacă e, de ce nu, mâncarea, avem o afinitate aparte pentru mâncare, în aceste sărbători căutăm să facă lucrul ăsta. Dar dacă avem în centrul existenței noastre pe Dumnezeu, în sărbătoarea aceasta, trebuie să se facă lucrul ăsta. Sărbătoarea nașterii Domnului este sărbătoarea în care oamenii sunt puțin mai deschiși la minte, mai ușor intri cu cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor. Adică oamenii pe la 3 dimineața nu se supără chiar așa tare în seara de Crăciun, că vin oamenii și colindă. Sunt mai maleabili. Am fost în București cu niște tineri de la Asociația Medicilor Creștini la spitale să colindăm. Și am văzut bucuria pe care oamenii au avut-o, deși au fost acolo pe un pat de spital, deși el putea spune că durerile și necazurile i-au copreșit, un om cu ambele picioare tăiate, tânăr, a venit acolo să ne asculte și se vedea bucuria pe fața lor, pentru că vestea nașterii lui Hristos asta duce bucurie. Și putem, după cum spuneam în acest sărbător, să vorbim mai mult și mai mult despre Domnul nostru și mai ușor. Și
într-un salon, am intrat să vorbim puțin cu oamenii și la un moment dat o femeie a auzit că sunt niște băieți de la teologie și m-a văzut așa, mai cu barbă, a zis că asta sigur trebuie să fie de la teologie și a venit și zice, uite, aș vrea să mă împărtășesc, că n-a fost de mult la preot. Hai și, te rog, ascultă-mă și hai să vorbim puțin. Și am avut ocazia să stau cu ea și să îi vorbesc despre Dumnezeu, să o întreb pentru ce ar vrea să mă rog, pentru ea. M-am bucurat enorm să văd treaba asta. Nu m-am gândit niciodată că poate mi se va întâmpla chiar așa din cauza aspectului. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat oportunitatea aceasta. Și Crăciunul este acest timp în care putem să-L vestim pe Hristos. Haideți să ne îndeplinim această misiune. Dacă Hristos este centrul existenții noastre, acest lucru trebuie să pornească în inimile noastre dorința de a vesti și celorlalți. Pentru că asta este misiunea pe care ne-a lăsat-o Hristos. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Doamne ajută-ne! Apoi, un cuvânt din Sfânta Scriptură, o profeție din Vechiul Testament, vorbește despre acest lucru extraordinar care urma să se întâmple. Totuși, Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Și acum câteva versete mai încolo. Căci un copil i s-a născut, un fiu i s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Vedeți întunericul ăsta despre care vorbește? Nu știu exact. Cum vi-l imaginați? La ce vă gândiți când vă gândiți la întunericul despre care vorbește această profeție? Însă dacă ne uităm în câteva versete dinaintea acestei profeții, observăm că, în primul rând, întunericul ăsta se referă la un întuneric spiritual. Pentru că, în vremea aceea, poporul Israel a început să caute în locuri ciudate. Să merg să întrebi pe vrăjitori sau pe cei ce cheamă morții, să ai un cuvânt mai aparte, să mergi să umbli după astfel de lucruri. Au uitat că ei aveau, de fapt, datoria de a-L căuta pe Dumnezeu. Au uitat, de fapt, că trebuiau să meargă să caute voia de Dumnezeu. Au căutat în locul pustii și astfel au intrat într-un întuneric spiritual. Apoi, observăm profeția asta, că spune după cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. Țara lui Zabulon și țara lui Neftali era un loc, nici nu era de mirare că se spune că acolo era necaz și astea două sunt menționate. În zona aceea a început asirienii să cucerească poporul Israel. Nu e de mirare pentru că acea zonă era foarte importantă din punct de vedere politic, pentru că lega pe plan internațional, Egiptul de... Nu-mi scapă ce țara, nu-mi țin de exact. Și cucerind țara respectivă, compromitea aspectele politice. Aș vrea să vă întreb astăzi, întunericul acesta, hai să începem cu întunericul spiritual. Există pentru noi? Suntem noi într-un întuneric spiritual? Poate n-am auzit în zilele noastre de oameni care se meargă să caute pe oameni care cheamă din morți, să le vorbească morții. Sau cel puțin personal n-am auzit. Morți de vrăjitori, dar n-am auzit încă de necromani. Dar nu trebuie neapărat asta. Întunericul spiritual nu se referă numai la asta. Să nu l-ai pe Dumnezeu în centrul existenței, e un mare întuneric spiritual. Să te lași încet, încet, cuprins poate de grijile vieții și să uiți de Cuvântul lui Dumnezeu în întuneric spiritual. Să începi să neglijezi rugăciunea, să începi să neglijezi
citirea Scripturii, să încep să neglijez apropierea aceasta cu Dumnezeu în forma aceasta, e o mare problemă spirituală. Și întunericul asta îl facem noi cu mânuța noastră. Niciodată Dumnezeu nu va vrea să fie mai întuneric spiritual de felul ăsta. Dar hai să ne gândim la, pe plan politic. Suntem într-un întuneric spiritual? Aici nu suntem multe, pentru că știți ce se întâmplă în țara noastră. Și suntem într-un întuneric spiritual. Dar acest întuneric spiritual, spune Sfânta Scriptură că se va încheia. Oamenii care au trăit în întuneric vor vedea o lumină. Când? Când se va naște un copil. Și nu orice copil. Când se va naște Hristos, Dumnezeul. Mă rog, în această seară, să vă gândiți bine la lucrurile astea. Și Hristos să se nască și în viețile dumneavoastră, dacă nu s-a născut. Hristos să aducă lumina și în întunericul în care vă aflați. De ce nu poate să fie întunericul acesta provocat și de suferință? Poate să fie. În versetele care urmează profeției pe care am citit-o, prezintă aroganța israeliților. Dacă ne uităm mai încolo, spune, uitați care e aroganța israeliților, ce spuneau ei în momentul în care erau în casă. Au căzut niște cărămizi, dar vom ținti cu pietre ce-o fute. Au fost deați niște smochini din Egipt, dar ai vorbit cu cerul. Adică, a fost necaz, da? A fost necaz, da, s-a întâmplat asta. A fost poate din neatenția noastră. Asta a fost aroganța israeliților. Și aroganța asta a fost și zilele noastre. Ce obțin am văzut în viața mea. Când a fost în anul 2015, a fost un moment mai ciudat în viața mea, în care Dumnezeu m-a trecut printr-un întuneric, din perspectiva sănătății. În momentul acela, mi-a trecut și prin cap ideea asta. Am ajuns să am probleme pentru că n-am fost atent. Dar după aceea Dumnezeu mi-a vorbit exact ce are de lucru cu mine, prin încercarea aceasta. Adică Dumnezeu a trebuit să mă treacă prin acest întuneric ca să înțeleg că voia lui pentru mine. Haideți să lăsăm orice aroganță la parte. Să nu punem tot pe seama neatenției noastre. Haideți să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească din orice circunstanță. Repet, întunericul în care ne aflăm se va încheia atunci când Hristos va avea loc în inimile noastre. Vă doresc în continuare să vă tot fericite. Gândiți-vă lucrul acesta. În centrul existenței noastre este Hristos. În centrul acestui sărbători este Hristos. Hristos alungă întunericul bezna din viața noastră. Și să știți că este o sărbătoare a Harului. Pentru că noi nu merităm nimic. Dar El a făcut totul pentru noi. Amin. La început era cuvântul Sfânt ce
Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dumneavoastră, având în vedere că suntem împreună cu orchestra, jumătate de la Stârciu, jumătate de la Feceiu, zicem Domnul să-i binecuvinteze. Așa că aduc salutul fraților de la Feceiu, când am fost în după masa aceasta, urmărind pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Doresc Domnul să ne binecuvinteze. Prima dată mă bucur să fiu cu dumneavoastră și m-am gândit ce să vorbesc în seara aceasta, având în vedere că se vorbește. E sărbătoare, că e normal, că e sărbătoare și sărbătorim. Eu am ales un verset în seara aceasta și mai puțin e sărbătoare, voi vorbi. Un verset, având în vedere că a rămas întipărit în inimă, având în vedere evenimentele din ultima vreme, din cartea Apostolului Pavel, a doua către Timotei, primul capitol, versetul 9, unde cuvântul Domnului spune astfel: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Prima parte, de altfel, a versetului care spune: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Despre o chemare sfântă vreau să vorbesc în această dupămasă, având în vedere că mai sunt câteva zile din anul acesta, având în vedere că avem din partea Domnului harul să cunoaștem venirea Fiului Lui în lumea noastră, să beneficiem de mântuire, de iertare, de îndurare din partea Lui Dumnezeu, aș vrea în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem toți, dar absolut toți, că avem o chemare sfântă înaintea Lui Dumnezeu. Și pentru că, așa cum am amintit, mai sunt câteva zile din anul acesta, să vedem ce ne propunem pentru anul care urmează, dacă Domnul ne ține cu viață. Încă o dată, mă voi repeta mereu în această seară, avem o chemare sfântă. Și pentru că avem o chemare sfântă, acum este important dacă Domnul este Cel ce ne-a făcut harul acesta să beneficiem de această chemare sfântă, este important dacă ne folosim de ea. Este important dacă ne folosim de chemarea aceasta. Și pot fi piedici datorită cărui fapt de multe ori ne uităm la cei din jurul nostru și mai ales la cei care, din punctul nostru de vedere, nu se ridică la nivelul pretențiilor noastre. Ne uităm la unii și la alții, analizându-i și constatăm că nu fac ca noi, nu merg ca noi, nu se comportă ca noi și, până la urmă, nu sunt la nivelul standardelor noastre. Așa se face că urmărim pe unii, pe alții și de multe ori pierdem din vedere scopul principal care l-are Domnul cu fiecare dintre noi, și anume, o chemare sfântă. M-am oprit în seara aceasta la două exemple din Sfânta Scriptură. O femeie și un bărbat. E adevărat că nu vorbesc în seara asta despre Maria, mama Domnului. Femeia asta despre care vreau să vă vorbesc în această seară, foarte puțin se relatează despre ea Sfânta Scriptură. Despre femeia aceasta vreau să vă spun că, și vă fac o provocare acum, e primul proroc din Noul Testament. Primul proroc din Noul Testament. Femeia aceasta este cea care s-a întâlnit într-o zi cu alta. Femeia aceasta a stat la locul ei, având în vedere că
Și ea, ca și noi, ar trebui să fim conștienți că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și că Dumnezeu, tot ce-a vorbit, are putere să împlinească. Fie numele Domnului binecuvântat. Femeia aceasta o cheamă Elisabeta. Femeia aceasta aducea o viață sfântă și curată înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului. Femeia aceasta păzea toate legile și poruncile lui Dumnezeu. Femeia aceasta a stat la locul ei, măcar că avea o cară peste ea, că în vremea aceea, și de n-avea copii în Israel, ducea o cară. Mulți, dacă nu toți, într-un fel sau altul, ducem o cară. Și ar trebui să înțelegem că dacă stăm la locul la care Domnul ne-a chemat, Dumnezeu este Cel ce are putere să folosească de noi. Înțelegând că El, Domnul, într-o zi, poate ridica o cară, cade peste femeia aceasta. El, Domnul, într-o zi, poate ridica o cară. Dar până atunci, femeia aceasta a stat la locul la care Dumnezeu a chemat-o. Și a înțeles că are o chemare din partea lui Dumnezeu. Mă rog în seara aceasta toate surorile de aici să înțeleagă, chiar dacă nu sunt atât de importante, cum a fost Maria sau alte femei din Sfânta Scriptură, Elisabeta a rămas la locul ei. A păzit toate legile și poruncile lui Dumnezeu, ducea o viață sfântă și curată înaintea lui Dumnezeu, având în vedere, fraților, că având în vedere că era una dintre fiicele lui Aron. Adică era în legământul acela. Și din legământul acela și acesta, Dumnezeu caută oameni. Și în seara aceasta, biserica dumneavoastră, oameni, o chemare specială. Nu că nu ne-au făcut fiecare dintre noi, dar dacă vom rămâne la locul la care Domnul ne-a chemat, dacă vom purta o cară pentru Domnul, Dumnezeu, măcar o dată, vă rog să mă credeți și să mă ascultați, măcar o dată în viață, are nevoie să folosească de noi. Ca de femeia aceasta. Și într-o zi, când s-a întâlnit cu Maria, l-a stat de vorbă cu ea, Dumnezeu este Cel ce a venit prin Duhul Sfânt peste ea și a început să vorbească un mesaj din partea lui Dumnezeu. Este prima femeie din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, care a prorocit. Pentru că Dumnezeu este Cel ce are nevoie de oameni și în vremea aceasta care să stea la dispoziția lui. Și mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să înțelegem în seara aceasta căci fiecare dintre noi putem să stăm la locul acesta că într-o zi Dumnezeu se va folosi de noi. Și dacă vom înțelege așa cum femeia aceasta a înțeles, atunci nu va fi nevoie de multe ori să intervină Domnul în viața noastră. Și poate să ne aducă la o situație și o stare în care să înțelege că Dumnezeu are nevoie de noi. Și mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să vă spun că în toamna aceasta, unul dintre copiii mei care plecat în Canada, a venit acasă, având în vedere că a ținut în mod special să vină acasă, având în vedere că în ultima vreme a făcut rugăciuni în fiecare seară și a vrut să vină la părtășii de rugăciuni de felul acesta, având în vedere că avea mari probleme în familie. Adică soțul, pe lângă faptul că avea probleme cu inima grave, s-a descoperit că are și leucemie, soțul. Și pentru că
trebuia să înceapă să facă ciclostatice înainte de a începe la asta, a venit în țară. A vrut să vadă ce mai zice Domnul. Dacă mai sunt șanse înaintea lui Dumnezeu pentru a fi salvată familia. Și a venit și a fost la părtășie în mai multe seri și a fost într-o seară, cum am permis să vă spun dumneavoastră, că Domnul are metode pentru fiecare dintre noi. Fost într-o seară la o rugăciune, una din biserici, și acolo cineva o vedere, având în vedere că era într-o cameră, fiica aceasta mea care se cheamă Trini, fiica cea mai mare, Naomi, era într-o cameră și Domnul stătea lângă ea în picioare și ea în picioare lângă Domnul. Și pe un scaun în cameră aceea era soțul ei. Soțul ei, care era pe scaun și legat cu trei legături. Și Domnul a întrebat, Naomi, vrei să lucrezi pentru mine? Și-o, Doamne, mi-e frică, având în vedere că înainte cu 12 ani a plecat din țară, a primit darul prorociei și n-a avut harul și ocazia să prorocească niciodată într-o biserică, că imediat după ce l-a primit, de aici a plecat, s-a căsătorit în Canada, în Vancouver și merge într-o biserică acolo. Și Domnul este Cel ce stând lângă ea. A întrebat-o, pentru că de fiecare dată când o întreba, legăturile se strângeau mai tare. Și a întrebat-o de trei ori și de fiecare dată a răspuns, știi, Doamne, că mi-e frică și nu pot să lucrez. Seara următoare a avut un vis, având în vedere că au un copil acum, clasa întâia, când a mers prima dată la binecuvântare, programat de aici să mă duc la binecuvântare la ea, o seară, o zi înainte s-a dus la control și a fost totul în regulă și în ziua următoare când s-a dus să nască copilul ei, l-a născut mort. Și pe lângă ăsta încă 5 pierderi, pe lângă cel care l-a născut mort, dar are un băiat care acum este clasa întâia. Și seara următoare a văzut că era undeva pe un câmp și câmpul acela copilul ei se juca. Dar a trecut trenul, a trecut trenul și a lovit copilul. Și după ce a trecut trenul, s-a pus să vadă ce-o mai rău de copilul ei. L-a luat în brațe și n-a putut să se uite la el, decât îl strângea la piept și plângea. Și în timp ce plângea și îl strângea la piept, a simțit că copilul începe să miște în brațe, și apoi la un moment dat să-i spună, mami, lasă-mă jos, că n-am nimic. Și l-a lăsat din brațe. Și a treia seară, deci, a venit în stânga la rugăciune, eu m-am dus la ea și a spus, ar fi cazul să dai drumul să vorbești din partea lui Dumnezeu, pentru că mâine pleci în Canada. Și ar trebui să lucrezi pentru Domnul, având în vedere că Domnul spune toate acestea. S-a uitat la mine, a plâns, și apoi, în următoarea rugăciune, a venit Domnul, mi-a spus. Și a zis, Naomi, vrei să lucrezi pentru mine? Și-o, Doamne, știi că mi-e frică. Și-o, după când ajungi acasă, îmi zic eu, vrei să vezi copilul așa, cum ți l-am arătat azi noapte? Și-o, nu vreau, Doamne. Dar atunci vrei să lucrezi pentru mine? Și-o, Doamne, dacă Tu stai lângă mine, atunci eu lucrez pentru tine. Și Domnul a zis, eu de fiecare dată stau lângă tine. Problema este că Tu nu mă vezi că stau lângă tine. Și Doamne, dacă stai lângă mine, atunci lucrez. Și a dat drumul la lucrare și a lucrat. Și s-a dus în Canada. Trebuia să înceapă citostaticele soțului ei, dar ea a lucrat pentru Domnul. Nu aseară, alaltă seară, prima veste bună de când s-a dus în Canada. Că n-a mai trebuit și nu mai trebuie să facă citostatice. Că lucrurile au evoluat în așa fel încât de atunci s-au făcut încă trei controle de când a ajuns în Canada, după ce a plecat. Și bărbatul ei, vă rog să mă auziți tot, este bine și nu mai are de ce. Că Dumnezeu are termen.
fie numele Lui binecuvântat. Dar nu credeți că ar fi mai bine să lucrăm pentru Domnul fără să ne oblige El? Nu credeți că Domnul este Cel ce ne așteaptă să lucrăm pentru El cu bucurie? Și mă rog, Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Și pentru că timpul trece, vreau să vă propun, nu că nu știți, despre un bărbat din Sfânta Scriptură. Știu că știți despre el, dar cazul acesta se vorbește mai puțin despre el. Și despre omul acesta, Pavel, în capitolul 27 din Cartea Faptele Apostolilor, cuvântul Domnului spune, versetul 21, oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Amin. Ce vrea să spună asta? Oameni cu chemare sfântă. Acum vorbesc fraților și bărbaților de aici și tinerilor. Oriunde este un bărbat, este un tânăr, al lui Dumnezeu cu chemare sfântă, trebuie să aibă inițiativă. Trebuie să comunice cu Dumnezeu. Trebuie să stea la sfatul lui Dumnezeu. Și omul acesta a luat cuvântul în mijlocul celor care erau pe corabie și a zis, nu trebuie să pornim. A avut inițiativă. Dar aia nu l-au ascultat. Oamenii lui Dumnezeu au inițiativă. Pentru că oamenii lui Dumnezeu cu o chemare sfântă stau de vorbă cu Domnul. Încă ceva foarte important, frați și surori. Foarte important. Oamenii lui Dumnezeu comunică cu Domnul și din pricina lor o zis Pavel celor de pe corabie, fiți cu voie bună! Fraților din Biserica numărul 2, noua speranță, fiți cu voie bună! Că-i sărbătoare, s-a născut Fiul lui Dumnezeu, fiți cu voie bună! Că Domnul a venit în lumea noastră! Cerul s-a coborât pe pământ, fiți cu voie bună, că nu va fi nicio pierdere, că Dumnezeu are controlul tuturor lucrurilor, că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, că Dumnezeu ne-a păstrat cu viață care de lucru cu noi, fie numele Lui binecuvântat. Nu numai că are de lucru Domnul cu noi, din pricina oamenilor cu o chemare sfântă, cei de pe corabie, citiți mai departe, au fost salvați, că acolo pe corabia aceea, acolo între oamenii aceia, era un om cu o chemare sfântă. Acolo unde lucri, acolo la școală unde ești, acolo pe avionul pe care ești, acolo pe șantierul pe care ești, acolo în instituția în care ești, Dumnezeu i-a în vedere și pe ceilalți. Pentru că ești omul sau femeia cu o chemare sfântă înaintea lui Dumnezeu. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze. Așa se face că eu sunt în viață astăzi, că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui. Așa se face că Dumnezeu este Cel ce pregătește încă oameni pentru împărăția Lui. Așa se face că fiecare dintre noi mai avem încă de lucrat pentru Domnul. Și dacă vom înțelege cum trebuie să lucrăm pentru Domnul, Dumnezeu este Cel ce se va folosi de noi. Dacă nu, El are metodele Lui cum să se folosească de noi. Și să vă spun, cred că dumneavoastră nu v-am spus, în urmă cu 2 ani și ceva, a fost în Spania, într-o biserică unde tot am mers mereu să fac stăruința acolo, și dintr-o altă biserică din aceeași localitate, Alicanta,
M-a urmărit câțiva ani mergând acolo la stăruință și în penultima seară de stăruință au venit la mine din conducerea bisericii și preotul păstorul să rămân la ei câteva zile și să fac și biserica lor stăruință. Și am zis, fraților, nu pot rămâne acum, am bilet de avion, trebuie să mă întorc aici în țară, am de lucru, am luat mult de lucru și nu pot, nu pot. La care frații au zis, frate, plătim noi biletul de avion, îți plătim noi dublu zilele care le rămâi la noi, dar rămâi. Nu se pot, de data asta nu pot rămâne. Nu pot rămâne nici cum. Și așa i-am refuzat politicos că nu mai vreau să rămân. Că vreau să vin acasă și să lucrez, având în vedere că n-am alt venit decât și n-aveam alt venit decât ce lucram. Numai că în ultima seară de stăruință, Domnul botezând pe cineva cu Duhul Sfânt și dând și darul prorociei, seara aceea, era o soră, n-avea curaj să dea drumul la lucrare și i-am spus la ultima rugăciune care era, am zis, soră, uitați-vă la mine, stau eu aici de dumneavoastră și dacă nu ziceți bine și dacă nu din partea lui Dumnezeu, vă opresc eu, dar ar trebui să lucrați pentru Domnul să dați drumul la lucrare. Am zis, stau aici, la rugăciunea asta nu mă duc de aici nici de dumneavoastră, având în vedere că erau 150-200 în seara aceea la stăruință, am stat acolo, ne-am rugat și la un moment dat Duhul Domnului s-a coborât, sora a avut lucrare din partea lui Dumnezeu, a spus mesajul care l-a avut. Și apoi, după un timp, având în vedere că rugăciunea a fost mai lungă, eu m-am dus și la alții care erau acolo în față, care au ieșit, și m-am dus de lângă sora. Dar mergând acolo prin biserică, la un moment dat am auzit că mă strigă cineva pe nume. M-a strigat, frate Oros! Frate Oros, unde ești? Și s-a repetat asta de multe ori. M-am uitat, cine de unde mă strigă, având în vedere că toți erau pe genunchi, numai ei erau în picioare. Și apoi m-am îndreptat spre locul de unde am auzit că sunt strigat. Și era sora respectivă, având în vedere că Domnul pe lângă, că i-a dat darul prorociei la rugăciunea aceea, darul vedeniei. Și mă striga, pentru că dându-i darul vedeniei Domnul, Domnul s-a prezentat în fața ei, a deschis Sfânta Scriptură cartea, a pus degetul și a zis, nu, citește de aici. Și ea, pentru că n-a mai experimentat, nu i s-a spus ce înseamnă asta, ea a întrebat, frate Oros, să-l vezi pe Domnul, spunându-i că stau în fața ei. Și nu a auzit că dau nicio răspuns. Și atunci a început să strige. Eu, întorcându-mă la ea, am spus, dar și dacă eram aici, eu nu vedeam pe Domnul. Că asta e o lucrare sfântă din partea Domnului, dar vedenie pe care Domnul ți-l-o dat ție. Așa am crezut eu. Sigur că era și așa, dar era mult mai mult de atâta. Mai mult de atâta ea. Pentru că ea m-a strigat mereu, auzit, unde ești? Știți? Prima întrebare care a pus-o Domnului omului în grădină, care a fost, unde ești? No, asta a fost întrebarea pentru mine. Auziți? Asta s-a întâmplat. În 17 martie m-am întors în țară, n-am apucat să lucrez două ceasuri, am avut accidentul, m-am trezit în spital și vă rog să vă credeți că stau la amvonul bisericii dumneavoastră. Din 17 martie până în prima duminică din noiembrie, în fiecare ceas din zi, nu dormeam, auzeam întrebarea asta în mintea mea și în capul meu. Unde ești? Unde ești? Din spital, în biserică, acasă, oriunde am fost, întrebarea asta a persistat în fiecare ceas în mintea mea și în capul meu. Unde ești? În prima duminică din noiembrie m-am dus din nou în biserica aceea, în Arganda de Rei, la biserică și de la amvonul bisericii le-am spus fraților care erau în biserică și sora
care era acolo, prin care a fost întrebarea din partea Domnului. Promite înaintea lui Dumnezeu că de aici înainte nu o să mai lucrez nimic, numai pentru Domnul. Oricine, oriunde mă cheamă la rugăciune și la stăruință, mă duc. Și din ceasul acela n-am mai auzit întrebarea, pentru că Domnul este Cel ce poate purta fiecare dintre noi de grijă. Fie numele Lui binecuvântat. Anul celălalt, acum nu mai facem bilanțul, anul trecut a făcut soția bilanțul să vadă dacă n-am lucrat. Am ieșit în pierdere? Nu, am ieșit în câștig, să știm. Și financiar am ieșit în câștig. Spiritual nu mai vorbim. Așa că vreau în această seară să vă provoc și să vă spun că Domnul este Cel ce are nevoie de oameni cu o chemare sfântă. Da, la toți ne-a făcut o chemare sfântă. Numai că El are și răbdare după noi. Și într-o zi, dacă nu vrem nevoie bună, El are și metode cum să ne întoarcă și să potrivim la locul la care El ne-a chemat. Mă rog însă, în această dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe tot. Să aveți sărbători în continuare binecuvântate cu Domnul. Nu uitați! Aveți o chemare sfântă. Folosiți-vă de ea. Și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.